Un bărbat din capitală riscă pușcărie bănuit că a furat un telefon mobil. Potrivit polițiștilor, suspectul ar fi profitat de neatenția victimei și a sustras bunul din buzunarul acesteia în timp ce ambii se deplasau cu troleibuzul numărul 22. După ce a coborât din troleibuz, tânăra a observat că telefonul, care valorează 1300 de lei, a dispărut și a cerut ajutor. Când am ajuns la stația Piața Mare Adunării Naționale, am coborât și din start am pus mâna în buzunar să iau telefonul. Am depistat că acesta lipsește. S-a apropiat o persoană care s-a numit colaborator a poliției și m-a întrebat dacă mi-a dispărut ceva. I-am spus că mi-a dispărut telefonul. La scurt timp, suspectul a fost identificat și escortat la inspectorat. Oamenii legii au inițiat o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul în vârstă de 34 de ani riscă până la 2 ani de privațiune de libertate. Poliția Capitalei recomandă cetățenilor, în timpul călătoriei în transportul public, să acorde maximă atenție persoanelor care au un comportament suspect. Totodată, să nu țină banii sau alte bunuri personale în buzunarele din spate. De asemenea, să fie prudenți, deoarece majoritatea hoților de buzunare pot fi îmbrăcați elegant și au vârste diferite.